Scandalul care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute s-a soldat cu arestarea bărbatului care ar fi ieșit cu toporul la polițiști. Întâmplarea a avut loc joi seara când într-un local din comuna Buia de Sus s-a iscat un scandal care a degenerat într-o încăierare în toată regula. Atunci au fost anunțate autoritățile, iar la fața locului a ajuns un echipaj al secției de poliție rurală Valea Mare Pravăț. Unul dintre cei care a fost implicat în scandal ar fi ieșit din gospodăria sa situată la câțiva zeci de metri de local cu un topor, amenințând că îi omoară pe polițiști. Unul dintre oamenii legii a folosit spray-ul lacrimogen pentru a-l liniști, dar bărbatul nu s-a potolit, continuând să facă amenințări cu toporul. În acel moment, polițistul a tras mai multe focuri de avertisment, pentru că nu l-au speriat pe agresor. Agentul a tras spre acesta și un glonț l-a nimerit în picior. Abia atunci a putut fi calmat. A refuzat acordarea de îngrijiri medicale, precum și transportul la spital. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Câmpulung au emis o ordonanță de reținere abia vineri, iar sâmbătă a fost prezentat magistraților de la judecătoria Câmpulung cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile. Judecătorii au dat undă verde propunerii și au decis ca bărbatul să fie cercetat în stare de arest preventiv pentru 30 de zile.